este o nou roșu luminoasă. Vedem și diferența aici. Cadrul din august nu are nimic, deci nu apare nicio stea, iar în cadrul din februarie apare o nouă stea. O nouă stea foarte bine poziționată aici, da? Pe unul din, de fapt, e chiar ultimul braț din galaxia M101. Este interesant, fiindcă acest obiect, inițial, eu l-am raportat ca și supernovă. După s-a constatat că nu este supernovă. La fel, s-a stabilit că el este, de fapt, din galaxia M101, fiindcă a fost un moment, câteva zile imediat după ce am raportat eu, se luase în considerare că poate să fie chiar și din Calea Lactei. Este simplu, fiindcă noi vedem galaxia MSR 101, o vedem practic uitându-ne din galaxia noastră și toate stelele care le vedem pe aici, mai mari, mai strălucitoare, sunt din galaxia noastră, din Calea Lactei. Da? Că practic noi vedem galaxia, da? Ca și cum ne-am uitat pe fereastră, da? Și vedem galaxia MSR 101, sigur, mult mai departe, și vedem și stelele din galaxia noastră. Și nu se știa exact dacă obiectul iese din galaxia noastră sau din M101. Până la urmă s-a stabilit, iese din această galaxie, situată la 21 de milioane de ani lumină. A fost ulterior o perioadă lungă de timp când nu se știa natura obiectului. Au confirmat, sigur, că nu este supernovă, au confirmat că iese din galaxia MSR 101, dar mai mult de atâta nu se știa. Tocmai pe 11 martie a apărut un nou telegram în care se confirmă că, de fapt, obiectul este o nouă roșie luminoasă. Și aș vrea să vă arăt, dacă o să intrați și pe internet, fiindcă informații sunt făcute publice, și o să intrați chiar pe site-ul Astrobârlat și articolul care l-am scris eu dedicat acestei descoperiri, dar o să intrați undeva aici. De fapt, este un site care aparține tot de biroul de telegrame astronomice. Și aici este o listă de foarte multe supernove, în mod special, posibile supernove sau chiar supernove confirmate. Și aici, în dreapta, o să vedeți la Discover observatoarele care au reușit să descopere. Vedeți aici, PTF se referă la Palomar, observatorul Palomar, Palomar Transit Factor, da? De prescurtat PTF. Vedeți, sunt mulțimi de observatoare aici și amatori. A, uite, să vedeți tu Parker aici, cel care de fapt ne-a și confirmat la câteva zile descoperirea. Da? Și dacă o să căutați în această listă, o să mă regăsiți și pe mine aici, iar cu galaxia M101, coordonatele date de mine în noaptea respectivă. Plus, un lucru foarte interesant, dacă vă uitați peste totul, la orică nu se știe ce obiect este, vede, apare aici incertitudine, că nu se știe, sau deja confirmate supernove, iau dați 1A, tipul 1A sau tipul 2, aceste tipuri, supernovele nu sunt toate la fel, sunt mai multe tipuri, dar un lucru interesant, în dreptul descoperirii noastre, aici apare LRN. Oriunde v-ați uitat în lista asta, nu o să mai găsiți luminos red nova.